Ajutorul financiar prevăzut în legea 74 din 2022 poate fi încasat și de urmași după decesul persoanei îndreptățite. Acesta este anunțul Casei de Pensii Giurgiu. În anul 2022, prin această lege, pensionarilor cu venituri sub 2000 de lei li s-a acordat un ajutor financiar în valoare de 700 de lei. Persoanele care au îndeplinit condițiile de acordare a ajutorului financiar prevăzut de Ordonanța de Urgență a Guvernului 74 pe 2022 și Ordonanța de Urgență a Guvernului 168 pe 2022, sunt îndreptățite, odată cu plata pensiei, să încaseze și ajutorul financiar. Aceste ajutoare se cuvin și persoanelor decedate în cursul lunii în care s-au acordat ajutor financiar, motivând faptul că plata pensiei se face lunar, iar plata pensiei încetează începând cu luna următoare, celei în care pensionarul a decedat. Ajutorul financiar prevăzut în actele normative sus menționate pot fi acordate urmașilor, inclusiv soțului supraviețuitor, copiilor și părinților care fac dovada calității de moștenitor, în care să fie menționat în masa succesorală și ajutorul financiar. Ajutorul financiar, prevăzut în legea 74 din 2022, se plătește din oficiu în luna iulie prin casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.